Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Alba cu bune și rele. Am alături de mine astăzi câteva domnișoare extraordinare, însoțite de un domn care o are o carismă mai ceva decât toate fetele adunate aici. Ca să nu vă mai țin în suspans, vi prezint așadar, îl avem alături de noi pe instructorul coregraf, Gabriel Popovici, alias MC Coto. Mersi, mersi. Îți spun acest nume ca să știe toată lumea despre cine vorbim. Okay. Și o iau așa încet, lângă tine se află domnișoara Bianca, apoi Teodora, Tatiana, Adina, Gabriela și lângă mine Carmen. V-am invitat astăzi alături de noi să vorbim despre un eveniment deosebit. Apropo de titlul emisiunii, cu bune și cu rele, am venit cu cele bune astăzi. Cu cele bune, numai cu cele așa. Bune, cele salutăm rele. Salutăm și noi, telespectatorii Alba TV, ne bucurăm că suntem într-un studio așa de frumos și o locație superbă. Chiar meritați acest lucru pentru ceea ce faceți și ne bucurăm de invitația pe care ne-ați făcut-o. Venim cu lucruri bune, venim de la un festival care ne-a dat peste cap, dar acum râdem. E frumos, e amuzant. După o săptămână de gri și de eforturi fizice deosebite, pentru că fetele au dansat foarte multe dansuri unul pe celălalt, așa, foarte repede și foarte grele dansurile până la urmă. Monopolizat discuția. Singură. Haideți să-i anunț și pe cei care ne privesc de faptul că voi, adică ansamblul vostru Calliope, Dance Calliope, a participat din 16 până în 18 mai la un festival studențesc. Unde a fost el? La Ploiești. Un festival național, să menționăm. Everybody Dance With Us. Exact. Și ăsta spune totul. Da. Acest titlu spune totul. Faptul că toată lumea a dansat la acest festival. Exact. Voi și mai mult, pentru că ați obținut un premiu care Două premii. Care vine să vă demonstreze încă o dată și să arate calitatea muncii voastre. Pentru că, în fond și la urma urmei, vreau să spun că voi v-ați înființat de puțin timp. Da, doar în 2 ani de zile, da. Și în 2 ani de zile, iată, la orice festival la care ați participat, n-ați venit cu mâna goală. Nu, ați încercat de fiecare dată să veniți cu ceva și să vă demonstrați. Să știi că noi plecăm din sala de dans a Casei de Cultură a Studenților, plecăm așa, mai puțin optimiști, mult pesimiști, pentru că zicem, bă, sunt trupe foarte tari. Gândiți-vă că sunt trupe din Brașov, Timișoara, București, care ființează de vreo 10-12 ani. Și noi ne batem cu trupele astea, avem doar 2 anișori și vreau să spun că la festivalul de anul acesta avem și botez pentru câteva fete, le-am făcut botezul venirii în trupe. Asta înseamnă că a fost primul festival la care au participat. Da, da, cam jumătate din trupă a fost primul festival. Pe parcursul celor 2 ani de zile... Am avut colegi de ale noastre care au plecat la alte universități. Au fost, de exemplu, am avut care au fost în primul an aici, s-au mutat la Cluj sau la București. Am avut eleve din clasa 12 care au plecat în alte centre universitare decât Alba Iulia. Din păcate, oricum ne-au ținut pumnii, am văzut pe Facebook foarte multe mesaje de încurajare înainte de a pleca. Pe urmă, după ce am venit, spuneau că au avut încredere în noi și că le-am reprezentat cu succes acolo și pe ele. Noi oricum ne gândim totdeauna, când merg cu, am câteva fete în trupă care sunt chiar din primul an și ne aducem aminte de cutare, când a fost acolo, ce a făcut pe scenă și... Aș vrea să-l întreb pe fete, care dintre voi a fost cea care a primit botezul? Este prezent aici? Da, sunt una, două. Am uitat să întreb la început. Sunt toate fetele? Nu sunt toate, pentru că am zis să nu venim Câte chiar sunteți? Cu toate fetele. Suntem 12 titulare și mai avem așa... Fetele de rezervă. Exact, care acum au început. Avem multe fete și pe această cale doresc să le invit, dacă vor să facă parte din ansamblul coregrafic Calliope, să vină cu încredere la Casa de Cultură a Studenților, le așteptăm, pentru că mai trebuie uneori să lași tastatura deoparte și să vii să faci ceva, eforturi fizice. Și dansul, eu zic că merită, e și un mod de a-ți petrece timpul liber mult mai util și mult mai frumos. Tatiana, pentru că tot vorbeam mai devreme, spune-mi ție cum ți s-a părut acest festival. Știu că tu ai câștigat un premiu bine meritat, muncit alături de echipa ta, dar tu ai participat, sper să nu mă înșel, la dansul individual. Da, am participat la dansul individual.
A fost pentru prima dată și am avut foarte mari emoții. Cred că a fost a doua oară în viața mea când am avut așa mari emoții. Lângă faptul ăsta că a fost și prima dată când am dansat singură, am mai dansat și cu domnul coregraf de la Dansezi pentru Tine, domnul Bursucu, care m-a făcut să am și mai mari emoții. Președintele juriului, a coborât. Președintele juriului, care asta a coborât era, de la pupitru ca să vină să danseze și am avut foarte mari emoții, dar am încercat să trec peste și până la urmă a ieșit bine. Uite, ai reușit să-ți învingi emoțiile, chiar dacă ai văzut că n-ai fost doar jurizată, ci și testată de un membru al juriului. Te-ai încurcat, să spunem, pe moment, ai reușit să ții ritmul, pasul cu... Pe moment am vrut să plec de pe scenă. Individualul. Domnul coregraf care zicea, du-te în scenă, și ziceam, nu că vreau să plec. El zicea, te rog frumos, rămâi acolo, că vine să danseze cu tine. Eu întorceam din culise, din backstage, de acolo întorceam înapoi, ia să iese, nu, intri înapoi, că vine Bursucu și dansează cu tine. Într-un final am rămas pe scenă și a venit Bursucu, a început melodia, mi-au trecut emoțiile, am început să dansăm. Și a fost totul foarte bine. Dar ca să explicăm telespectatorilor Alba TV ce s-a întâmplat de fapt. Dansul ei dura vreo 2 minute 30 și a făcut dansul și a făcut individualul solo, cum spunem noi. După care așa de mult le-a plăcut spectatorilor melodia, încât se cânta și se dansa și în sală pe piesa ei. Și alături de ea au început să urle, să facă gălăgie, să produceau zgomote teribile și era încântat și Bursucu de acolo de sus, la care prezentatorii, bine, la ideea mea, le-a zis, bă, zic, ia invitați-l pe Bursucu să vină să danseze, să vedem dacă poate să danseze și el, era un dans țigănesc. Apropo de dansul țigănesc, că fac o paranteză, vineri începem zilele orașului și cu acest superb dans țigănesc o să începem zilele orașului aici în piața cetății, în apropiere. Vineri începem cu ore 21 și avem și un moment spectaculos, e o surpriză pentru tot orașul, sper și pentru România că nu s-a mai făcut așa ceva, dar asta vineri. Așa, i-am zis, bă, invitați-l și pe președintele jurului să vină să vedem dacă poate să danseze și el țigănește până la urmă. Și... Asta era următoarea mea întrebare, aș fi curioasă, eram curioasă să știu ce melodie l-a atras atât de mult încât să vină alături de tine acum. Hai cu mine în București. Ea fiind din Moldova. Am vrut să le iau cu mine în București, dați-mă acolo. Eu sunt din Moldova, stau în Alba și ne-am întâlnit la Ploiești ca să mergem în București. Și Bursucu fiind din București. Da, da, păi uite, o adunătură, dacă pot să-i spun așa, de zone geografice și adunate de o piesă. Jos pălăria. Dacă ai reușit să-l faci pe Bursucu să vină alături de tine, jos pălăria. E, uite, vreau să vă întreb și pe voi, celelalte fete, cu cel mai mare curaj să vorbiți. Spuneți-mi cum vi s-au părut vouă primii pași într-o astfel de trupă. Știu că dansul este iubit de foarte multe fete, băieți, dar cum vi s-a părut tocmai această disciplină care o impune un ansamblu, o echipă de dans, să spun eu, ansamblu chiar, dar o trupă de dans. Cum vi s-a părut vouă participarea, încadrarea într-o astfel de echipă? Păi, în primul rând, un ansamblu înseamnă muncă în echipă și a fost mai greu la început cu sincronul și până învățam pașii, dar cu multe repetiții am reușit să acum facem să fac și eu o glumă, mi-a adus aminte, trece de la nivelul de a dansa în baie în fața oglinzii și în sufragerie să dansezi alături de alte fete și să ai un sincron până la urmă, nu? Apropo, cum încerci să șlefuiești? De obicei, după cum spuneam, dansul este foarte, foarte iubit. Știu că poate mulți dintre noi am venit cu pași greșiți făcuți, învățați acasă nu, în fața oglinzii. Nu, ce se întâmplă. Vin exact cum sunt acasă. Așa. Cu speriate puțin, nu au curat să fie ele pe scenă, adică să dea tot acolo, trebuie să zâmbești acolo, trebuie să transmiți ceva publicului. Tu dacă vii și stai așa cu o față și dansezi gândește și de fapt te gândești la ce probleme ai acasă, nu, deci acolo trebuie să lași pe scenă totul deoparte, că ai probleme acasă, că nu ai, că te-a lăsat iubitul, că ți-ai găsit altul, că te gândești să-l înșeli sau ce vrei să-i faci sau invers. Acolo trebuie să lași totul deoparte, ești altcineva, ești până la urmă un artist pe scenă, trebuie să transmiți publicului exact ceea ce ți-a spus coregraful în timpul orilor de repetiții, să respecti coregrafia. Am avut ocazia să o văd și pe o fată care e mai nouă la noi în trupă și acum o să vedem și filmările, nu le-am văzut încă, dar eu am văzut live chestia asta. O fată de la noi s-a oprit la un moment dat, pur și simplu a uitat coregrafia. Și asta se vede. Și pentru asta suntem pe locul 2, pentru că am fost depunctați. Poate eram pe locul 1.
Oricum, e bun locul, pentru că noi suntem, mă onorează și mă bucur și le felicit pe această cale oficială. Pe fete că am luat locul 2 nesperat de bine. Au avut cei de la Parângu o altă trupă care credeam că o să ia locul 2 și noi locul 3. Un melodia superbă, 10, al lui Chilian. Dar n-au avut elemente de coreografie așa spectaculoase ca și dansul prezentat de noi. De asta zic că sunt mândru, dar puteam să fim pe locul întâi. După cum bine spuneai la început, sunt doar 2 ani de muncă. Da, așa sunt e. Sunt ferm convinsă că în câțiva ani probabil vom vorbi de rezultate de top, adică doar pe locul întâi. Ce este meritoriu pentru trupă și pentru mine? Gândiți-vă că fetele astea au venit de pe stradă, cum ar veni. Au intrat într-o sală de dans și am zis, bă, mă fac dansatoare, mă fac artistă. Da, într-adevăr, asta vroiam să aflu și eu, cum au reușit să se integreze și cum au reușit de altfel să respecte toată coreografia pe care le-o structurez. Mi se pare destul de greu, la un moment dat spui, se întâmplă pe scenă fiind, să te blochezi și să nu mai știi de unde să o apuci. Vroiam să le întreb pe fete, au pățit acest lucru și cum au depășit momentul? Care dintre voi are curajul să-și recunoască o astfel de problemă? Se mai întâmplă câteodată din cauza emoțiilor să ne pierdem și să ne oprim sau așa, dar continuăm și încercăm să facem să nu se vadă. Cum reușești? Improvizezi un pas, să spunem, la momentul respectiv? Da, și improvizezi. Improvizezi și continui coreografia de unde... A rămas. Și probabil doar cei noi amatorii nu ne prindem de chestia respectivă sau cei din juriu vor fi la fel de păcăliți ca și noi? Depinde. Cei din juriu, vă spun eu, nu vor fi păcăliți cei din juriu. Deci n-au cum, pentru că un coregraf vede automat. Și eu am văzut, gândiți-vă că fata care a greșit acum la festival, trebuie să ne asumăm și greșelile, numai... ceea ce am obținut nu acolo. Nu este o greșeală. Nu e o greșeală mare, dar e omenește, da. Fata era undeva în linia a treia și automat când s-a oprit, am observat cu coada ochiului că s-a oprit. Da, bine, a fost fracțiune de secundă, a trecut mai departe, dar pe mine ce m-a interesat, a fost și un test pentru fetele care încă nu sunt pregătite foarte bine. Fața cu care rămâi, cu care te blochezi. Deci da. Asta chiar dacă te-ai blocat, eu vreau să zâmbești. Nu să stai speriată, mamă, ce s-a întâmplat. Asta e ideea și asta trebuie să le fac pe fete să înțeleagă și mai trebuie să treacă puțin timp, că acum suntem... Cum ai ales coreografia pentru acel dans? Aveți un nume extraordinar, Caliope, dar melodiile cum vi le alegeți? Melodiile stăm, păcat că nu avem imagini de la repetițiile noastre, ne punem așa, fetele se pun șezut așa, e undeva pe un scaun și povestim. Și spunem, măi, uite, alegem 10 piese, de exemplu. Fiecare vine cu câte o idee, eu vin cu mai multe și alegem. Și spunem, măi, ce ni s-ar potrivi, uite, asta s-ar potrivi, asta ce spune despre ea. Și noi am avut la dansul cu care am câștigat la un dans contemporan, Skyscraper. Și am zis, bă, uite care e povestea tipei, ce spune asta melodie, haideți să încercăm să transmitem mesajul melodiei prin figuri coreografice, prin dans, să transmitem exact ceea ce spune în piesă, să transmitem spectatorilor și juriului în primul rând. Se pare că am reușit, pentru că e o melodie destul de grea în engleză. Piesa cu care am concurat noi, cea de 10, e în românește, a înțeles-o toată lumea. Dar juriul a fost impresionat de ceea ce am transmis noi. Până la urmă avem și un moment de final în care, într-adevăr, fetele construiesc un zgârie nori, un skyscraper. Asta vreau să te întreb, dacă este da. Ceva spectaculos în coreografia voastră? Mai ales în momentul de final în care ridicăm o colegă de-a noastră undeva sus și rămâne exact cu antena, cu o mână ridicată să simbolizeze acel skyscraper care... Bine, până la urmă eu ce am vrut să transmit în dansul ăsta e evoluția femeii. O femeie care pleacă de jos, până la urmă reușește să se integreze într-un anumit anturaj, este respinsă, ea e solista principală, Tatiana, a fost respinsă de cealaltă, ea să lupta cu celelalte colege, până la urmă au acceptat-o și finalul care? Până la urmă a rămas ea jos și s-a ridicat altcineva în locul ei. Știu că de obicei, fie că este vorba de dans sau gimnastică, balet, se punctează atât partea tehnică cât și cea artistică. Expresivitate, este la fel? Da, exact la fel, costumații, da. Expresivitate, momentele coreografice bine jucate,
dificultatea, da, elementele de dificultate, da, elemente sunt de, și ele. Exact, exact ca în orice sport. Până la urmă eu vin din dansul sportiv și acolo într-adevăr e un sport și dansul sportiv. Am trecut pe partea artistică să pregătesc dansuri artistice, pentru că dansul sportiv nu e foarte agreat în festivalurile de naționale de studențești. Aici nu sunt elemente impuse probabil de nu, pe care nu, trebuie nu, să le executați. Dar trebuie să respecti un anumit timp alocat, pentru că trebuie să, de exemplu, te-ai înscris la ansamblu și nu trebuie să depășești sau să fii mai puțin în ansamblu sau în trupă sau în formație. Trebuie să respect genul. Am văzut foarte multe trupe descalificate la acest festival și un lucru foarte bun că se întâmplă aceste chestii, pentru că jurul într-adevăr e profesionist, vede că n-ai încadrat dansul la genul care trebuia, te exclude și premiază pe alții. Am avut o trupă foarte bună din București cu care am concurat, a fost descalificată la vreo 5 dansuri și astea ne-a ajutat și pe noi, că sunt foarte buni. Și au, ce am observat și am înțeles că directorul nostru, Gheorghe Berghian, va obține ceva fonduri din partea Ministerului pentru noi să ne înnoim toate ținutele. Da, pentru că, într-adevăr, ce ținute am văzut extraordinare la centrele mari, Iașu, Bucureștiu. Exact ceea ce se vede la televizor și prin Las Vegas, dacă pot să spun așa, aveau... Aveți dreptul acum, după atâtea performanțe, da, exact, și după atâtea premii câștigate, să veniți cu ceva nou, asta inclusiv în ținută. Da, știu da. Că întotdeauna, mai ales în formațiunile de fete, există un lider. Care este acela? Oare să cred că Tatiana? Nu. Nu? Oare cine este? Mă gândeam atunci când sunteți fete. Sunt solista, da, într-adevăr. Nu știu de ce am fost aleasă eu. Probabil că transmit ceea ce vrea coreograful să vadă în dans. Și probabil eu fac cel mai bine acest lucru. Cum ți s-a părut? Ușor? Ai crezut din prima că o să reușești ceea ce ți-a impus instructorul? Sau ai muncit foarte mult, să spunem, la coreografie? A început din linia 4. Când am venit la dansă. Am muncit foarte mult ca să ajung să fiu solista. Abia anul ăsta am reușit să fiu solista. De cât ți-ai ești în trupă asta? De când a început să... Din de 2 ani. Da. Prin multă muncă și multă dorință de a ajunge undeva departe, am ajuns să fiu experiența solista. Își pune cuvântul și aici, nu? Că probabil colegele tale mai noi, probabil când în momentul eu în care... o să plec, o să îmbătrânesc, vor ajunge și ele. E și nativ, să știi că până la urmă e și ce ai de acasă. E în sânge. E în sânge, da. Ea are și ceva surori care practică dansul. Da, am o soră mai mică, adică două surori mai mici. Una e dansatoare de dansuri populare, țigănești, și una este balerină, deci e din familie. După cum spuneai, este un dans care îmbină foarte multe elemente, mobilitate, cred că este primul lucru și atunci normal că este probabil și o chestie nativă. Dacă simți un ritm, dacă te mai și miști, probabil poți să faci dans de performanță. Noi ce facem de fapt coreografii și le fim, pentru că toată lumea știe să danseze, dar pe scenă nu poți să dansezi cum îți vine. Trebuie să faci un sincron, trebuie să respecti coreografia. Dar până la urmă, ce este foarte interesant, apropo de cum au început și cum ne-am format noi ca și Caliope și cum a început ea din linia 4, glumind așa, au venit la preselecție vreo 50-60 de fete, studente și eleve, asta? Acum 2 ani. Am dat un anunț, au venit foarte multe fete, dar de ce au venit? Au crezut că eu o să fac ceva gen aerobic și ele au venit să slăbească, au venit pentru alte, nu neapărat să slăbească, că nu erau așa de grase, dar oricum au venit să se distreze până la urmă, a zis, MC Cotto face, au crezut că ceea ce fac prin cluburi, fac și în sala de dans. Probabil da, numele tău, da. Marea ta, dragoste de totdeauna. Exact, le-a atras, eu folosesc ceea ce este foarte bine, nu știu, să confirme și fetele sau să infirme, folosesc piese noi tot timpul, piese de top, ce asculți la radio, ce vezi la televizor, le folosesc pentru că vreau să le și atrag. Nu poți să pui piese clasice că pun Bach sau Mozart să danseze ele, că nu o să danseze, vă spun eu. O să folosesc figuri clasice, de exemplu, din valsul lent sau valsul vienez, dar pe piese foarte noi și astea le face să se simtă mult mai bine în timpul dansului. Ești mult mai atras de acest dans modern decât cel clasic pe care îl vedem în competițiile... Nu neapărat, să știi că nu reprezintă prea mult dansul modern și încă nici n-am obținut
Ba da, am obținut un premiu la dans modern. Noi concurăm foarte mult cu street dance-ul, care... Eu am făcut break dance, dar vedeți, lângă mine sunt generații mult mai tinere și au văzut la televizor break dance și street dance. Și le-am mai spus, dacă tu nu trăiești după blocuri acasă, în cartier, așa, să simți că dansezi în fața blocului, că faci figuri de street, nu poți, ca și coreograf, să le transmiți lucrul ăsta. Trebuie să-l simți tu. Asta e în street dance. Dacă în alte dansuri se poate să le explic ceea ce trebuie să fac, aici nu poți să le explici. Dar acum am reușit, cum avem un dans nou, se apropie, așa, avem ceva mișcări de street. Gabi e solista noastră, Gabriela. Nu e Vrânceanu Firea, e Gabriela Ion. Acum am reușit să o punem acolo în față, să ducă un pic așa dansul așa spre cel american. Dar încet, încet o să ne formăm și pe dansul modern. Noi suntem foarte buni pe caracter. Ce înseamnă caracter? Diferite dansuri provenite din Spania, Italia, România, orice dans, cum avem noi folclorul, așa și fiecare țară are cât un dans tradițional și noi îl dansăm. Iar unde vă vine inspirația? Că, serios, sunt atâtea coreografii combinate și... Inspirația din, cum le-am mai spus, stau așa și mă gândesc ce ni s-ar potrivi să dansăm. Și bine, e foarte greu să vin cu multe idei și după zeci de idei o să alegem una, că până la urmă... Acum ce se întâmplă? Că toată lumea ne întreabă, bine, sunteți fericiți după festival. Dar e și un pic de tristețe, pentru că după fiecare festival trebuie să o luăm de la capăt. Și trebuie să vii cu ceva și mai bun. Exact, ca să și mai să bun, te menții... și mai nou. Și atâtea dansuri, așa de frumoase, atâtea dansuri vezi la festivalurile astea, încât zici, bă, de unde are fiecare inspirație și ce o să facem noi nou? Dar uite că până la urmă și dansul nostru care noi ne-am obișnuit, vă dați seama că după 10 de ore de repetiții te obișnuiești cu dansul, ți se pare foarte urâtă. Nu știu, eu am impresia asta tot timpul, dar nu știu fetele. Mie mi se pare că dansurile cu care ne prezentăm la un festival după ce l-am exersat așa de mult timp sunt cele mai nenorocite din festival, ale noastre vorbesc. Dar acolo îți dai seama că bă, nu sunt chiar așa de urâte și chiar... sunt foarte bune și chiar le executăm așa de bine. Comparându-le, da. Ai baremul, poți vedea ce fac da, alții. Da, exact. Și ai unitatea de măsură perfectă acolo, pentru că ai celelalte 10 centre universitare cu 10 de dansuri. Gândiți-vă că într-o zi de festival se dansează cam 50-60 de dansuri. A doua zi la fel, a treia zi la fel. E foarte greu și sunt foarte multe dansuri. Aș vrea să vă întreb și pe voi. Aveți un microfon, v-aș ruga să-l folosiți. Să spuneți cum vi s-au părut celelalte concurente. Chiar dacă MC Cotto spunea la un moment dat că au fost descalificate și alte trupe studențești, vouă cum vi s-a părut? Vi s-au părut că au fost bune? Că v-a fost puțin teamă de ele, să spunem, la un moment dat? Cred că microfonul va ajunge la mine. Da. Haide, te rog, Gabriela, uite. Din punct de vedere coreografic, toate trupele au avut niște dansuri spectaculoase și, bine, în comparație cu noi, locurile care au fost 1, toate locurile de 1 au avut coreografiile mult mai bune și norocul nostru a fost că nu s-au încadrat la genul care trebuie. Exact. Și pentru asta au fost descalificate. Dar majoritatea sunt fete și au mobilitate, flexibilitate, toate sunt foarte bune. Ce ai spus în prima trupă pe care ai văzut-o? Ce ai spus? O să le batem, nu o să le batem, o să fim mai bune? Noi stăm mai mult în backstage, adică în spate. Nu vedem practic toate dansurile, dar din ce am văzut... Coregraful le vede este pe bine toate. Acest lucru, nu-ți dă emoții, în plus faptul că nu vezi cum performează ceilalți dinaintea ta? Ba da, este un lucru normal să vedem dansuri mult mai bune ca noastre. Noi suntem obișnuiți cu dansurile noastre, le vedem zi de zi, le exersăm zi de zi. Și probabil ați putea să mai furați ceva din coreografia altora. Eu zic că toată lumea se inspiră din... Îți dai seama să inventezi o coreografie, normală. E normal. Este până la urmă, toți avem niște modele, că se numește Michael Jackson sau se numește nu știu cine. Toți avem modele, n-am pot să vii să copiez. Depinde interpretarea și cu ce vii tu personal în ceea ce faci. Asta e amprenta coreografului și amprenta dansatorilor până la urmă. Că degeaba pot să copiez, mă uit pe YouTube, acum văd o coreografie foarte mișto și le spun fetelor să o facă. Nu pot să o facă. Nu se poate aplica tuturor. Exact, nu se... Dar apropo de ce spunea Gabriela, eu sunt foarte realist. Eu vin și le spun fetelor, băi, noi concurăm cu trupa cu tare. Le-am văzut dansul, avem șanse sau nu avem șanse. Poate din punct de vedere al profesorului n-ar fi bine să le descurajez înainte de a dansa, de a intra pe scenă, să le zic, bă, dansul a fost mai bun.
Dar eu trebuie să fac lucrul ăsta, nu știu, așa le-am obișnuit și zic, bă, dansul ăla e mai bun, încercați să dați tot ce puteți ca să ne încadrăm și nu știu dacă poate fetele o să-mi dea dreptate. Totdeauna când am mers și am văzut dansurile, le-am spus, după ce s-a terminat, le-am spus exact, locul acela luăm. Acum anul ăsta am fost cu 2 și cu 3, dar culmea, a venit coregraful de pe locul 3 și mi-a zis, fii atent, o să iei locul 2. Zic, mă, nu, că eu v-am văzut dansul, o să luăm, cred că locul 3 din ce am văzut noi, toate dansurile. Bă, zice, a, și încă o chestie, ce m-au certat fetele pe urmă. I-am spus coregrafului că am văzut dansul lor undeva la un alt festival anul trecut în Sibiu și le-am întrebat că de ce a schimbat, că era mult mai mișto dansul de la Sibiu. Ei, ce a făcut? Înainte să-l prezinte, a schimbat coregrafia, văzând coregrafia noastră la repetiții. A văzut coregrafia noastră, mi-a zis că suntem mai buni noi. Eu spunându-i, bă, ce tare a fost dansul de la Sibiu, a plecat la locul de cazare, a scos toată trupa afară și s-au pregătit cu coregrafia de la Sibiu. A schimbat coregrafia între timp. Și spre în spectacol, ghinionul, da, lor. Spre ghinionul lor, că până la urmă, nu știu ce să zic, până la urmă, eu zic că îi băteam și cu coregrafia asta și cu coregrafia cealaltă. Uite, aș vrea să le iau așa din capăt, începând, da, cu Bianca, Teodora, și să-mi spună fiecare oare ce le-a atras în acest dans și în această trupă și care este dansul pe care îl preferă. Mi-ai spus aici foarte multe lucruri, începând de la dansuri tradiționale preluate din folclorul altor țări sau dansuri moderne, ce s-o mai fi dansând ziua de astăzi. Sunt curios și eu să aflu, că nu mi-am spus așa. Prin din Alba. Te rog. Ia spune, Bianca, ce îți place cel mai? Păi, în primul rând ne-a atras faptul că aveam ocazia să socializăm cu mai multe fete și apoi pe parcurs a apărut interesul pentru performanță, prietenia cu celelalte fete și am ajuns să ne placă foarte mult. Cred că îți place spiritul de echipă în primul rând și apropo de dans, ce îți place cel mai mult să dansezi? Îmi place cam orice stil, dar performanțele tale cele mai bune unde s-au evidențiat? Cred că la contemporan. La contemporan. Da. Ce înseamnă dans contemporan? Hai că eu sunt o amatoare de dans, dar dans, exact cum ziceai, îmi țicot-o în baie undeva, ca altundeva n-am curajul. Și așa că termenii pentru mine sunt puțin cam străini. Păi, dans contemporan înseamnă în primul rând exprimarea unor sentimente prin dans și sunt elemente de balet. Îmbină? Exact asta, da, vreau să, da, spun. Elemente îmbină de balet, da, în dans modern. Deci poți, nu e balet clasic, poți să faci balet, elemente de balet transpuse în dans modern. Asta e dans contemporan. Am văzut ceva, dacă nu mă înșel, anul trecut la un festival care a avut loc în Alba Iulia și care a pus acest dans în stradă. Da, l-am, da, regăsit. Da, acum, da, nu dau nume, dar cred că am văzut, exact, ceva de genul, exact, acesta. Exact. Asta înseamnă dansul contemporan. De fapt, poți să-ți lași fantezia coregrafică să zburde așa în dansul contemporan. Plăcere, multă baftă și la câte mai multe repetiții și performanțe. Te-aș ruga și pe tine, Teodora. Hai, spune-mi, te rog. Eu am fost întotdeauna pasionată de dans și mi-am zis o prietenă de trupa lui Coto și am zis că vin și încerc, dacă mă descurc, mă descurc, dacă nu, asta este. De cât este. Timp ești în trupă? De când s-a înființat. Și m-am ținut de treabă, am muncit mult și dansul tău preferat? Nu cred că am un dans preferat. Sau îmi plac coregrafia toate. Pe care ți-a plăcut cel mai mult din tot ceea ce ai dansat acum, să spunem, în ultimii ani. Cred în ultimii că ani. Dansul contemporan ce l-am făcut anul ăsta la Ploiești. Ce are, mi-ai precizat, mi-ai spus ce ca și dans. Skyscraper se numește pentru că se construiește această. Nu, ideea exact, da, am spus-o puțin mai devreme. Ideea evoluției femei sau nu, dar asta este tipul de dans, așa se numește? A, nu, tema dansului a fost ăsta. Nu, dansul contemporan e dans contemporan. Aha, ce okay. Temă folosești, depinde de caz la caz, da. Ok, da. Te-aș ruga, Tatiana. Da. Spune-mi, te rog, știu tu de când ești în trupă, de ce ai venit și care a fost, să spunem, dansul tău preferat sau coregrafie, dacă tot am ajuns la coregrafie. A venit pentru mine prima dată. Am venit, nu te cunoșteam atunci, te-am cunoscut acolo. Mie îmi place foarte mult să dansez. De mică mi-am dorit să fac dansuri, dar părinții mei nu au avut posibilitatea să mă dea într-o trupă de dans. Dat fiind faptul că am venit în România, în Alba Iulia nu era nicio trupă de dans. Când am auzit că se înființează o trupă de dans, am fost foarte fericită
Și am mers acolo, am fost prezentă la toate repetițiile care s-au făcut, pentru că îmi place foarte mult. Și ce îmi place mie să dansez cel mai mult, mie îmi place să fie dansul foarte ritmat. Îmi place și dansul contemporan, pentru că are elemente de balet și îmi place baletul foarte mult. Îmi pare rău că nu am putut să fac asta de mică ca să ajung și eu o balerină. Așa, dar îmi place dansul foarte ritmat, cum ar fi dansul țigănesc. Pentru mine este, mie îmi place, sunt foarte energică și îmi place să, dacă dansez un vals, mă plictisesc, adorm. Așa, îmi place un dans care este foarte ritmat. Îmi place și flamenco, care este un dans spaniol. Și îmi plac mișcările acelea care se fac așa brusc dintr-o dată și cred că dansurile astea mă reprezintă cel mai mult. Păi ar trebui să-i faci cunoștință cu Flavius, care a fost la... Da, păi ne-am cunoscut, am dansat și împreună, am fost la Sibiu cu el și am avut, am dansat în duet cu el. Uite, jos pălăria, reușim să facem performanță dansuri de-a noastră. Și au fost aplaudați foarte, foarte frumos la Sibiu, de o sală de 700 de oameni. La fel au fost și Flavius cu Ricky. Dar vezi că e Flaviu fără S. Flaviu fără S. Fără S. Ține foarte mult la chestia. Latinizez cuvintele, îi dau mie lui Flaviu când ne mai întâlnim. Mă bucur să aud că ai atâta energie, că de fapt asta presupune să depui un efort, o energie. Și acum trebuie să spunem și telespectatorilor și ție un secret. Noi am vrut să luăm pe Flaviu și la Ploiești, am pregătit duet. Tatiana și cu Flaviu. Din păcate, a plecat din țară cu ansamblu de folclor foarte frumos, l-am văzut la un eveniment la care eu am prezentat și am mixat. Și au venit, mi se pare, Augustin Bena se numește. De la noi din Alba? Da, de la noi din Alba. Superb. Deci ceea ce au făcut ei acolo, l-am văzut să danseze și folclor. Și am rămas surprins foarte plăcut de ceea Nu-l știai pe Flaviu dansând? Nu l-am văzut niciodată, l-am văzut doar la mine la sală, atât. Doar țigănește l-a văzut. Fetele mi l-au prezentat, l-au adus la sală, eu zice, uite mă, un dansator bun. L-am și luat în trupă, au venit cu noi la Sibiu, am luat premiu și pe urmă am colaborat cu el, dar nu l-am văzut niciodată dansând folclor. Din cauza lui am avut așa emoții, că nu a venit și am rămas singură. Asta era ideea, că ea pregătise dansul împreună cu el. Și am zis, băi fată, fii atent ce faci, la Ploiești ne-a pus în situația asta, intri la solo, individual. Și a zis, nu intru. I-a zis, băi, intri, îți respecti coreografia. Și culmea, acum trebuie să spunem, zic, faci și ce făcea el. Să fac ceva ce făcea el, dar îți dai seama că nu iasă. Nu se potrivește unei fete ce face un băiat, mai ales la un dans țigănesc. Exact, dar asta ca și este. În folclorul românesc, nu se potrivește să faci ceea ce... Eu, cum sunt un om de scenă și îmi plac chestiile astea, i-am pus în gardă pe prezentator și am spus, fii ce faci. Cheamă-l și pe Bursucu să vină să facem... De aici toată. A fost o întreagă scenografie până la urmă și o regie. Că asta a fost și... Păi totuși a fost un ajutor, înseamnă că în moment ce ai dat alături de tine să-l înlocuiască pe Flaviu. Vreau să trec și la Adina, să te întreb și pe tine, cum ai ajuns în trupa Caliope și care este dansul tău preferat? Adevărul este că mi-am dorit de foarte mult timp să ajung în trupă. Sunt printre cele botezate la Ploiești. Sper că a fost un botez ușor. A fost unul foarte plăcut. Și a făcut dansuri cu un coreograf foarte bun când era mai mică. MC Cotto. am fost la dansuri tot la Gabriel Popovici de la vârsta de 5-6 ani, însă nu am avut caracterul sau pasiunea necesară pentru dans la vârsta aceea. Vă spun eu ca să o întrerup puțin, să mai iau din emoții așa. La vârsta aceea te aduc părinții, știi? Forțați. Exact. Ia treci la dansuri, știi? Sau la not, sau la orice. Pe urmă, când crezi mai mari, nu mă mai duc. Dar când crești mai mari, atunci vin din propria inițiativă. Da, este o trupă foarte unită, ne înțelegem extraordinar de bine. Este frumos. Dansul meu preferat este dansul țigănesc, combină toate elementele acestea, dans sportiv. Cum a spus și Tatiana, eventual la un dans, la un vals, la un dans mai lent, este mai plictisitor. Cum faci față atâtor fete cu atâta multă energie? Chiar nu-mi dau seama. Păi nu, dar acum mă gândesc, eu tot pregăteam valsul și înseamnă că nu le place. Deci am aflat și eu acum. S-au transmis în mod indirect că ar trebui să schimb puțin coreografia. Ce-mi place mie foarte mult la ele, nu știu, o să vedeți, o să vadă și telespectatorii poze, am înțeles că o să fie prezentate în cadrul emisiunii, arată foarte bine în rochile de vals. Le dă o anumită ținută, bine, ele fiind foarte tinere, acum
sunt la liceu, le trebuie, uite, așa, energie multă să o consume. La facultate. Și la facultate, da, scuze, că sunt și studente multe. Gabriela, te-aș ruga și pe tine să-mi spui. Sunt în ansamblu Calliope din 2010, în anul 2010, exact după primul festival la care aceștia au participat la Sibiu, în anul 2010, în prin noiembrie, dacă mi-aduc bine aminte, și am venit într-o duminică la prima repetiție a lor, fix înainte cu o zi să plece la festival, eu am venit și m-am uitat la ei și chiar mi-a plăcut. Mamă, ce e aici? Făceau, atunci pregăteau, din câte mi-aduc aminte, un dans tribal. Da, dar dansul tribal și... cu oase, vai, ce am pățit cu oasele acelea adevărate. Și era totul foarte... frumos, adică spectaculos. Și nu mi-a venit să cred că există în Alba o trupă, asemenea trupă. Și am continuat, bine, după ce a venit de la Sibiu, am venit la repetiții, următorul festival a fost la Ploiești tot în 2011 și mi-a plăcut foarte mult. Acum, momentan, dansul care îmi place cel mai mult este cel modern, la care am fost și numită și solistă. Da? Nu neapărat, este un dans care necesită foarte multă energie și... atitudine și... Și până la urmă li se potrivește, că e și vârsta... Tinerețe, da. Da, e vârsta normală în care să te exprimi printr-un dans modern, cu influență de street, cum spuneam mai devreme. Apropo de ce spune Gabi, cum a venit ea și cum, eu le descoper pe parcurs. Nu-mi dau seama exact, mie mi se pare că sunt... Nu pot să doar... Nu, dar mie mi se pare că toate sunt de o viață la mine acolo și chiar dacă au venit de două, trei luni sau de un an sau de doi, și cum le descoper? De fapt, încerc să văd fiecare ce poate. Noi n-aveam pe cineva reprezentativ, ea e foarte bună pe dansuri latino, latinoamericane, pe dansurile astea de caracter. Acum am descoperit-o pe Gabi că ea e foarte bună pe dans modern. Și de asta am pus-o, vă dați seama, foarte tânără, să o pui solistă, să ducă în spate trupa, că până la urmă tu duci în spate. Ce faci tu, fac și ele. Exact. Dacă greșești tu, greșești și ele. Și uite că a făcut bine ceea ce a făcut, ce s-a schimbat la ea de când a venit. Și ea era așa, moale, nu transmitea nimic. Acum, de câteva luni, începe să transmită și ea. Cu dansul ăsta transmite. Se vede pe fața ei, la contemporanear. Am pus-o alături de Tatiana, cealaltă solistă. Am pus-o tot așa, undeva în față, în prima linie. Transmite și ea. De exemplu, Teo este o foarte... Eu cred că e cea mai bună executantă a ceea ce spun eu, dar încă nu transmite ceea ce vreau. Ea extraordinar de bine execută, face la perfecție toate figurile, chiar mai bine decât solistele pe care le-am menționat mai devreme. Dar încă nu transmite, încă nu se vede pe fața ei ceea ce vreau eu. Da. Dar cu siguranță la anul o să venim în altă emisiune și o să spun, da, Teo a condus dansul cu tare și am câștigat. Și cu... a reușit să și transmit. Exact, da. Carmen, te-aș ruga și pe tine să-mi spui de cât timp ești în trupă și... De foarte puțin timp, nu sunt ca și Adina, suntem noi și... Trebuie să spui și cum te-am remarcat la o nuntă. La o nuntă. Dansa bachata. Era singura care dansa bachata și era un dans latinoamerican la mod acum nou, după salsa. Și mă gândeam, mă, cum fata asta știe bachata? Vă dați seama, toată nunta s-a uitat la ea, eu mixam. Chiar am pus piesa o bachata și am zis, mă, cum știe fata asta? Și am abordat-o, zic, tu trebuie să vii la trupa Calliope. Deci să mai vine și din partea ta invitația, nu doar din partea lor. Da. Și am zis, hai să încerc, când am fost mai mic am făcut și eu dansuri și am zis că haide să mai încep. Să... Ai dat curs invitației a doua zi sau ai stat pe gânduri? Nu chiar a doua zi. Am socializat pe Facebook puțin. Da, mi se pare foarte interesant. Cred că aș trece la prezentarea rezultatelor voastre. O să le rog pe fete așa să le țină, așa către cameră. Al meu. Te-aș vrea să încep cu el și să mi-l prezinți și să-mi spui ce premiu a fost și la unde, la ce festival. Dacă știa, le aduceam pe toate. Poți să întorci diploma. La festivalul de la Ploiești, la care am fost acum, solo, dans de caracter, țigănesc, Suhar Tatiana. Am luat locul 2, cu ajutorul domnului Bursucu, fără el. Dacă era și Flavie, era și mai bine, poate luăm și locul 1. Da, nu se știe. Așa, fără un băiat, a concurat cu un dans foarte bun și culmea tot un moldovean de dincolo de Prut. Deci, domnule, ce se întâmplă? Moldoveanca noastră din Alba Iulia a dansat dans țigănesc și moldoveanul de la Cluj, care a câștigat locul întâi, a câștigat cu un dans irlandez.
Da, nici de cum ceva autentic. Da. Dar dansul cred că transmite mai mult decât o parte a națiunii, da, clar, să spunem. Da, da, da. Transmite bucurie, probabil, și prin bucurie și se adună foarte mult. Nu sunt granițe mult. În dans, nu. Exact, nu există granițe, fie că se numește flamenco sau modern sau contemporan, cum l-ați urmărit voi acum, ce, până da. Acum. Următorul, Teodora. Sau ca cui este premiul care stă în fața păi ta? Tot al nostru. Pentru formație. Pentru formație. Locul 2 la dans contemporan. Ne bucurăm foarte mult că i-am văzut pe cei de la Petroșani erau sau de unde erau. Da. Așa, la locul 2 am fost înaintea lor. Poți zâmbi, Teo. Și aceasta? Și este o diplomă de participare. Asta e o diplomă, da, asta e o diplomă să se vadă că totuși am fost la Ploiești. Eu zic să le dedicați toate trei, să vadă telespectatorii noștri toate trei diplomele, așa. Astea sunt doar de la ultimul festival. Da, da, e foarte recent, săptămâna trecută. Ne-am întors, am avut și, vai, ce experiențe frumoase am avut. Câțiva dintre noi a trebuit să plecăm de la festival mai repede, având examen, fiind în sesiune. Și eram așa de fericiți și entuziasmați și așa, încât am urcat în altele. Fuga spre casă uneori, da, nu este prea bună. Bine, în loc să veniți prea bună, mergeam spre Constanța. Da, tot la mare, la distracție, exact, la soare, exact. Nu e rău. Nu e da, rău. Da. Ai adus cumva alte diplome sau o să-mi spui tu probabil tot palmaresul vostru din 2010 până acum? Din palmaresul nostru aș menționa, eu zic că ca și rezultate ne clasăm cel mai bine la festivalul ăsta, pentru că am luat două locuri 2. Bine, am mai luat la Sibiu două locuri 2 și două locuri 3. Dar făcând o medie așa, tot festivalul ăsta e mult mai bun, cu două locuri 2, din toate dansurile pe care le-am pregătit. Trebuie să spunem că noi pregătim mult mai multe dansuri, concurăm, la unele secțiuni avem șanse și câștigăm, sunt foarte bune, la unele secțiuni nu avem șanse și nu câștigăm. De exemplu, modernul pe care l-am prezentat, un modern foarte frumos, dar am concurat cu încă 12 dansuri. Asta vreau să te întreb, poți să te prezinți la un festival de acest gen doar cu un singur dans? Nu, sau sunt, este nu, un minim, nu, 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 nu. Minim de trei, dansuri pe care trebuie trei să... dansuri și culmea e foarte bine făcut regulamentul, trebuie să participi la secțiuni diferite. Deci eu nu pot să merg, de exemplu, cu un dans, pot să fac, de exemplu, sunt multe șmecherii, adică ce poți să faci? Să participi și la solo, la duet și la formație. Dacă ți-e frică de concurență. Dar nouă nu ne-a fost frică pentru că nici regulamentul nu te lasă și zice, domnule, nu poți, poți să mă duc, de exemplu, cu trei fete să particip trei solo, să fac trei solo, dar nu te lasă. Da, interesant. Da. E interesant și e foarte bine gândit pentru că e și normal. Trebuie să pregătești mult mai multe dansuri și din toate dansurile astea, dacă ești bun, tot trebuie să câștigi ceva, nu? Asta care ar mai ideea. Fi alte performanțe pe care le-ați avut, nu neapărat la festivaluri, să spun, dar performanță, uite cum... E o performanță că suntem în formula asta și suntem un întreg. Pentru că, vă spun, în ziua de azi, ca să vii să faci dansuri din propria inițiativă, să cobori, de exemplu, dacă stai în cetate până în centru și să vii să faci două ore, să transpiri acolo și să dai tot ce ai în tine așa și pe urmă să pleci înapoi iar acasă să-ți vezi de lecții sau de examen sau așa, e un lucru mare în ziua de azi. Pentru că lumea e foarte comodă, fetele sunt foarte comode, mai bine prefer o plimbare prin sau parc. Un dans sau în club, că tot sau un dans de în club pe boxe, de exact, exact. Și ceea ce diferă de la dansul în club pe boxe sau pe oriunde în altă parte, la noi, într-adevăr, e un dans artistic, nu mai e un dans pe care toată lumea știe, dai din cap, bagaje grele și bagaje ușoare. Deci nu, e foarte simplu să dansezi house. Dar de la dansa house, de la trecere de la house la contemporan, la modern și la alte... unii, chiar unele fete înțeleg că dans modern e de house-ul ăsta, care îl dansăm în cluburi. Nu e. E cu totul altceva. Și e mult mai dificil. Și noi începem cu piruetele, ceea ce pentru ele e un stres. Eu primele 15 minute le pun să facă piruete, să ajungă dintr-o parte a sălii în partea cealaltă, dar în linie dreaptă. Amețite gata. Da. Păi asta e ideea, că dacă amețești înseamnă că n-ai executat corect pirueta. Aha. E foarte multă muncă. Noi acum zâmbim și e ok, dar când o ce să în spate... reîncepeți antrenamentul? Păi am început deja. N-ați am reînceput, nicio... da, pentru că ne pregătim de alt eveniment major, sunt zilele orașului. Le mulțumim pe această cale celor din care au organizat acest eveniment, pentru că ne-a dat șansa să prezentăm dansul nostru chiar în prima zi. La deschidere, un dans premiat la Ploiești.
Și o surpriză pe care nu pot să spun, e o surpriză mare, surpriza, trebuie să vină trebuie să tot, da, tot orașul să vină acolo, înaintea dansului o să vadă ceva spectaculos. Mă bucur că v-am cunoscut. Pe așa repede să termine emisiunea, că noi ne-am încălzit acum. Cu mare drag să vă reinvit în emisiunea Alba cu Bune și Rele. Celor care ne privesc, le retransmit invitația de a le vedea pe aceste fete vineri 25 aprilie. Vă salut, numai bine, ne reîntâlnim joi cu o altă emisiune Alba cu Bune și Rele. La revedere!